Bine v-am regăsit! Am descoperit un autor nou, un autor al cărui roman destul de prolix, destul de alambicat, narativ cu treceri din 1934 până în 1974, capitole de o pagină, două, care te plimbă când la ea, când la el, când la părinți, când în lagăr, din 34 sare în 41, din 41 în 44, 44 54, revenim în 34. Deci în această amețeală este un nucleu de o poezie și de un inefabil erotic superbe. Autorul nostru este Anthony Doerr, se pronunță Doerr, am aflat, premiul Pulitzer 2015. Omul n-are decât 43 de ani și a luat premiul internațional al Australiei, finalist la National Book Award, premiul Pulitzer, Andrew Carnegie Medal for Excellence. Romanul este din 2014 și apare în raftul denisei la Humanitas. Acum, să vă spun, cadrul, rama, are un tezism anume, adică suntem în timpul primului război mondial, în care avem o fetiță de 12-13 ani, care este oarbă, care trăiește cu tatăl său, care va fi arestat. Asta este pe de o parte. De cealaltă parte, avem un june, neamț, care se grăbește să dea buzna să intre în Hitlerjugend și care la 17 ani, fiind maniac de radiotelegrafie, de electronism, vrea să intre în Wehrmacht, în Marea Armată Germană, și la 17-18 ani chiar ajunge în acel loc. Deci avem tot romanul o fetiță oarbă, al cărei tată este arestat, dus în lagărul german, și un neamț, un tânăr neamț, care începe să observe cum toată butaforia iluziei naziste începe să se ofilească și să se prăbușească în jurul său. E, acum să vedeți că dincolo de acest fapt avem sigur o intrigă polițistă până la un punct, deoarece tatăl fetiței noastre este muzeograf la Muzeul Național de Arheologie, loc în care există o casetă secretă, un seif undeva, în care este unul dintre cele mai mari diamante din lume. Și acest diamant, de existența lui știe un ofițer german, care tot timpul va urma, timp de 400 de pagini, va veni pe urmele acestui diamant, care era ascuns de tatăl respectiv într-un lucrușor, nu vă spun mai multe, într-o zonă ultra ascunsă în casa în care a rămas fetița lui oarbă. Și fetița în timpul războiului, deci tatăl este luat în lagăr, rămâne cu niște unchi și mătuși care coabitau, care conlucrau cu rezistența, cu partizanii, cu machizarii. Și deci omul nostru, telegrafistul german, se apropie pas cu pas printr-un concurs de împrejurări de radioul ascuns în casa fetii. De fapt, trebuie să vă spun că romanul are și două motouri despre orașul Saint-Malo, care este locul în care se desfășoară acțiunea noastră. În august 44, orașul fortificat Saint-Malo, cea mai strălucitoare nestemată a coastei de smaragd bretone, a fost mistuit de foc aproape în întregime. Ăsta este primul moto și al doilea este din Iosef Goebbels. Ne-ar fi fost imposibil să accedem la putere sau să ne folosim de ea așa cum am reușit să o facem dacă n-ar fi existat radioul. Radioul, deci undele magnetice, sunt singura legătură între tânărul neamț și tânăra oarbă franțuzoaică și ea va fi de 3 ori salvată grație acestui neamț care se îndrăgostește, nici nu cred că se poate spune dragoste propriu-zis. Face un cud-fudr, face o legătură bizară și, vă repet, de un inefabil extraordinar între cea oarbă pe care o salvează odată, că nu o trădează, că din casa ei, de la un aparat de radio, se transmite la rezistență, se transmit date, a doua oară o scapă de ofițerul german care vine să-i fure diamantul și a treia oară o scapă când o scoate din Saint-Malo, dintre tărâmături. Deci tânărul ofițer, tânărul soldat german salvează o franțuzoaică și acum sărim peste ani, evident că el o să moară, nu vă mai spun cum, dar întâlnirea dintre sora lui, care era exact de vârsta acestei tinere nevăzătoare, întâlnirea peste ani, cum sora și cum fata salvată își dau mâna peste războaie, peste rivalitățile între nemți și francezi, etc., ne arată că înăuntru nostru copilăria, inocența, reușesc întotdeauna prin arderea lor să transfigureze orice fel de oroare a istoriei. La revedere!